Cu toate că fenomenul mamelor minore nu este unul străin pentru județul nostru, se pare totuși că Maramureșul stă mult mai bine la acest capitol în comparație cu celelalte județe din țară. Potrivit informațiilor organizației Salvați Copiii România, Maramureșul se află la coada clasamentului cu doar 7 mame minore înregistrate în anul 2020, alături de Sălaj, Bistrița, Năsăud, Vâlcea, Neamț și Botoșani. Cel mai bine stă județul Gorj cu doar 4 mame sub 15 ani, dar și Mehedinți, Tulcea și Brăila cu câte 6 nașteri la o vârstă sub 15 ani pentru fiecare. La polul opus se află județul Mureș cu 63 de mame minore, Bihor și Dolj cu 52 și Brașov cu 40 de mame sub 15 ani. Potrivit datelor oficiale prezentate de organizația Salvați Copiii România, 44,44% dintre fetele din statele UE care au născut înainte de a împlini 15 ani sunt din România. Țara noastră ocupă primul loc la nivel european la acest capitol. În cifre absolute, dintre cele 1645 de fete cu vârsta între 10 și 15 ani devenite mame în 2020 în statele membre, 731 sunt românce. În total, aproape 30% din mamele minore din UE provin din țara noastră, respectiv 8276 din 29.505 la nivelul întregii Uniuni Europene. În plus, datele Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie arată că 53% din localitățile din România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici de familie. În aceste condiții, multe fete cu precădere din zonele rurale defavorizate recurg la automedicație în timpul sarcinii și nu ajung la medic pentru monitorizare adecvată a sarcinii. Accesul la servicii medicale și la educație pentru sănătate este vital pentru sănătatea mamei și a nou-născutului. Din păcate, România rămâne o țară a disparităților sociale, iar populația vulnerabilă, în special copiii și femeile gravide, se confruntă cu situații de marginalizare. De aceea, Salvați Copiii România merge în comunități și asigură asistență medicală gravidelor, a explicat Gabriel Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.